electrificarea căii ferate Cluj-Oradea și pasajul de la tăietura Turcului și conectarea Clujului la autostradă pe la Tureni, lucrare care va fi finalizată la începutul anului viitor. Cu mulți ani în urmă, tot aici realizam mari lucrări de infrastructură pentru Cluj. Autostrada Transilvania, tronsonul de la Câmpia Turzii la Gileu și după aceea până la Nădășel, care a scos traficul greu din Cluj-Napoca pe această rută. De asemenea, finalizam centura Vâlcelea-Pahida, cu rol major în decongestionarea traficului pe ruta Bistrița-Cluj-Napoca, Calea Turzii și cartierul Bună Ziua, Gheorgheni și Mărești. De asemenea, centura de ocolire a Apahidei a fluidizat traficul în zonă, ca de altfel și prelungirea Bulevardului Muncii până la Apahida. Acele lucrări de infrastructură i-au permis Clujului să se dezvolte. Astăzi însă trecem la nivelul următor. Am lucrat împreună cu colegii mei, cu Primăria Florești, cu Guvernul României, cu Ministerul Transporturilor, ca aceste lucruri să fie posibile. În numele clujenilor, eu le mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte pentru efortul extraordinar de câțiva ani de zile pentru a face proiectele și pentru a găsi soluțiile de finanțare, pentru că e un proiect de 1,2 miliarde de euro, această centură metropolitană a Clujului. Astăzi, suntem în măsură să începem lucrările la acest prim tronson Cluj-Florești pentru două obiective majore, cu două, repet, lucruri importante pentru clujeni. În primul rând, Cluj-Florești nu va mai avea 4 benzi, va avea 6 benzi de circulație. Asta înseamnă că vom avea, pe lângă ce există astăzi, câte o bandă în plus, pe fiecare sens, pentru transport public dedicat cu autobuzul și pentru salvare să ajungă la Spitalul Regional de Urgență. Deci, practic, cele 6 benzi ne vor permite să avem transport dedicat și pot să vă spun astăzi că în fiecare zi sunt 275 de curse de transport public pe ruta Cluj-Florești cu 38 de autobuze plus 15 curse pentru elevi. Deci un total de 290 de curse zilnic pe această rută. De la finalizarea lucrărilor la sfârșitul anului viitor, toate aceste autobuze și toate aceste rute de transport vor fi acoperite de banda dedicată pentru autobuz. Deci vor fi scoase din trafic cele 38 de autobuze care circulă în permanență pe această rută, vor circula pe bandă dedicată și va ajuta la decongestionarea traficului, ca să nu mai vorbim de faptul că prin aceasta lumea va avea un motiv în plus să utilizeze transportul în comun. Având în vedere că nu mai trebuie să stai în trafic, te urci în autobuz și într-un termen ultra-rezonabil poți să ajungi din Florești până în Mărești. Deci, acest avantaj major pentru decongestionarea traficului, repet, va fi unul dintre cele mai importante realizări ale acestui tronson de centură metropolitană. Iar accesul la Spitalul Regional de Urgență va fi realizat pentru că aici, în această zonă, vom avea un pasaj suprateran de 58 de metri care va asigura continuitatea traficului pe DN1 spre Gileu, iar pe dedesubt va fi girația de intrare la Spitalul Regional de Urgență, astfel încât să nu fii blocat în trafic dacă vrei să intri la Spitalul Regional de Urgență, ci dimpotrivă tu te duci mai departe dacă n-ai treabă cu Spitalul Regional de Urgență, iar cei care vor să intre la Spitalul Regional de Urgență vor avea această girație. De asemenea, vor fi piste de biciclete pe acest tronson, astfel încât să încurajăm printr-o altă modalitate alternativă orice putem mai mașină, să avem cât mai puțin și să avem transport alternativ la mașină, pentru că reprezintă cheia viitorului și a ceea ce se face aici la Cluj. Deci, cam acestea sunt cele mai importante beneficii ale acestui tronson de centură metropolitană pe care îl pornim astăzi. Sunt multe persoane cărora doresc să le mulțumesc și o să fac pe rând, pe măsură ce o să invit la cuvânt, dar încep cu primarul din Florești, cu parteneriatul de excepție pe care îl avem în realizarea acestui obiectiv comun. Chiar domnia sa a semnat autorizația de construcție ca să putem începe acest tronson al centurii metropolitane cu rapiditate cunoscută, cu dedicație pentru aceste proiecte, pentru că doar lucrând împreună, noi, cei de la Cluj, cei de la Florești, putem să aducem aici la Cluj o viață mai bună, locuri de muncă mai bine plătite, o mobilitate alternativă la mașină și, în ultimul rând, o viață mai sănătoasă prin mai puțină poluare la Cluj. Domnule primar Vivariu, mulțumindu-vă încă o dată pentru dedicare și implicare, aș vrea să vă invit să vă adresați colegilor noștri acum la început de nou drum, aici, la centura metropolitană a Clujului.
Bună ziua tuturor, stimați oaspeți, bine ați revenit la Florești. Trăim într-o Românie unde ne confruntăm cu o reală problemă, aceea scăderii demografice. Aici, la Cluj, nu avem această problemă, datorită politicilor publice și a investițiilor derulate și implementate în ultimii ani. Astăzi suntem martori la debutul unui proiect deosebit de important, și anume Centura Metropolitană, proiect care este esențial și de valoare crucială pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea regiunii noastre. Acum câteva zile, așa cum spunea și domnul primar Emil Boc, eram martorii debutului lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență. Vă spun acest lucru pentru că aceste două proiecte sunt în strânsă legătură pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a acestei regiuni. Vreau să mulțumesc și eu pentru parteneratul de succes pe care îl avem cu domnul primar Emil Boc și cu echipa pe care dânsul o conduce. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru buna colaborare avută cu administrația Consiliului Județean și cu domnul Alentișe. De asemenea, mulțumesc guvernului și tuturor celor care sunt implicați în acest proiect. Vreau să urez succes celor care implementează acest proiect și să-l vedem finalizat în condiții optime și să ne bucurăm cu toții de el. Vă mulțumesc încă o dată. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Mulțumesc, domnule primar Vivariu. Am plăcerea să-l invit acum la cuvânt pe domnul viceprimar Dan Tarcea, omul care, din partea primăriei, a coordonat direct realizarea, pregătirea și de aici înainte implementarea acestui proiect, dedicându-și ore și nopți ca lucrurile să fie rezolvate împreună cu colegii mei din primărie și din Guvernul României, cu colegii de la Consiliul Județean și de la Primăria Florești, cu antreprenorul, ca aceste lucruri să fie posibile. Domnule viceprimar, mulțumesc și vă invit să vă adresați colegilor noștri. Mulțumesc, domnule primar, bună ziua tuturor! Sunt bucuros că putem să fim astăzi împreună la acest moment extraordinar pentru întreaga noastră comunitate, începerea lucrărilor la tronsonul 1 al Centurii Metropolitane. A fost un efort de echipă, au fost multe nopți, au fost multe seri, au fost multe săptămâni în care împreună cu domnul primar, împreună cu echipa de la primărie, împreună cu partenerii instituționali, am stat ca să mai facem câte un pas pentru acest proiect important. Este un al nu știu câtelea pas important pe care îl facem pentru dezvoltarea comunității noastre. Pe lângă celelalte obiective de autostradă, de centura Vâlcelea Pajida, de extinderea bulevardului Muncii, mai punem astăzi încă o cărămidă la mobilitatea pe care o avem pentru municipiul Cluj-Napoca, pentru zona metropolitană și aș îndrăzni să spun pentru zona Transilvaniei, pentru că municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană este un nod important de tranzit a celor care vor să meargă de la Bistrița la Oradea, de la Oradea la București, de la Satul Mare la Brașov, și cred că este un pas nou pe care îl facem pentru locuri de muncă mai bine plătite, pentru o zonă în care se pot dezvolta afaceri noi, pentru o zonă în care pot să apară noi oportunități. Vă mulțumesc, îmi doresc acest proiect să-l finalizăm cât mai repede, împreună cu toți cei care vor să pună o cărămidă la bunul mers al comunității noastre. Vă mulțumesc și Dumnezeu să ne ajute! Mulțumesc, domnule viceprimar! Acest proiect n-ar fi fost posibil fără susținere financiară. Când vă întrebați de multe ori ce face Europa pentru noi, uitați-vă, dăm un răspuns concret. 1,2 miliarde de euro din banii europeni pentru realizarea Centurii Metropolitane de la Cluj. Evident că banii ăștia nu vin singuri. Banii aceștia vin doar dacă ai proiecte, ai viziune și ai colaborare între toate autoritățile să aduci acești bani la Cluj. La un moment dat, lumea nu ne credea că acest tronson Cluj-Florești este cel mai aglomerat tronson de trafic din România. Mai aglomerat decât București-Otopeni, domnule director, domnule Dentor Cnaier. Nu ne credea lumea. Am fost nevoiți să aducem Comisia Europeană de Transport din Parlamentul European pentru a convinge să putem introduce în master planul de transporturi acest proiect al Centurii Metropolitane. N-am fi reușit să convingem și Europa de acest proiect dacă nu l-aveam pe europarlamentarul Daniel Buda, de acolo, de la Bruxelles,
cu sprijin direct pentru a conștientiza cât de important este acest tronson și centura metropolitană pentru Cluj și, evident, pentru susținere financiară. Domnule europarlamentar, vă mulțumim și vă invităm să vă adresați colegilor. Mulțumesc, domnule primar Emil Boc, domnule secretar general al Guvernului Mircea Budean, domnule director Cristian Pistol, domnule viceprimar Dan Tarcea, domnule deputat, domnule secretar de stat, domnule primar Pivariu, dar mai ales, dragi clujeni, mă bucur foarte mult că suntem astăzi aici, într-un moment extrem de important pentru ceea ce înseamnă viața comunității clujene. Și îi felicit pe domnul Boc și pe domnul Pivariu și mulțumesc Guvernului României pentru faptul că, iată, astăzi ne aflăm în fața demarării acestui proiect de infrastructură care cu siguranță va avea un impact major în ceea ce înseamnă creșterea calității vieții în municipiul Cluj-Napoca, în Florești și, evident, la nivel regional. Și pentru că domnul Pivariu spunea mai devreme de dimensiunea depopulării spațiilor din România, este extrem de important, dragii mei, să știm că aici, la Cluj-Napoca, este locul unde avem de-a face cu o inversare acestui fenomen la nivel național, și anume, noi atragem populație și nu pierdem populație. Acest lucru, sigur că este posibil datorită eforturilor pe care le face administrația clujană, domnul Bob, domnul Tarcea, echipa de consilieri locali, și iată că proiectele făcute pe fonduri europene vin și cresc calitatea vieții în mod semnificativ, făcând din aceste locuri un loc în care să atragem populație. Evident că aș sublinia încă o dată dimensiunea europeană acestor proiecte de investiții și vă mulțumesc, domnule primar Emil Boc, pentru faptul că ați reușit să dați o dimensiune europeană acestor investiții de la Cluj, pentru că ori de câte ori, la nivel de Parlament European, de Comisie Europeană, se dorește să se viziteze în teren lucrări și obiective de bune practici, exemple de bune practici, venim aici la Cluj și vedem că lucrurile merg bine. Sunt absolut convins că mai departe, lucrările la nivelul metroului, cealaltă parte de centură ocolitoare cu o dimensiune financiară de 1,2 miliarde de euro se va regăsi în practică în viitor și cu siguranță aici la Cluj, dragii mei, știm ce avem de făcut. Mult succes tuturor! Da, doar un scurt comentariu la ce spuneați dumneavoastră, la domnul primar Pivariu. Noi, ca zonă metropolitană, n-am pierdut populație în condițiile în care România a pierdut 4 milioane de locuitori care locuiesc în afara României. Libertatea de mișcare garantată în Uniunea Europeană, să fim bineînțeleși, este una dintre cele mai importante libertăți ale cetățenilor europeni. Numai că ce trebuie să facem noi este ca nimeni să nu fie obligat să spărășească comuna, regiunea, țara, orașul din motive economice. Adică ce spunea un vechi un premier italian, Enrico Letta, el spunea așa: freedom to move, but freedom to stay. Adică ești liber să mergi oriunde în Uniunea Europeană, dar și libertatea de a alege să rămâi acasă. O rămâi acasă dacă ai salarii bine plătite, infrastructură, sănătate, educație și o calitate mai bună a vieții. Asta facem la Cluj, împreună cu acest ecosistem local, regional, național, european, să aducem aceste condiții acasă pentru români. Acum, aș vrea să-l invit la cuvânt pe un om și pe un prieten drag, dar pentru un om care, din poziția de prefect al Clujului, când i-am solicitat prima dată o întâlnire și am spus: mingea este în terenul nostru. Noi nu o să facem centură metropolitană dacă noi, în primul rând, ne implicăm toți. Să avem toți șefii de agenție, să avem toate instituțiile avizatoare la masă, să colaborăm între noi, să pregătim proiectul tehnic, nu o să vină nimeni din cer să ni-l facă. Mircea Budean a fost acela care atunci, în calitate de prefect, ziua următoare a convocat toți șefii de servicii și toți șefii de servicii de concentrate, avizatoare, peste 56, 56, rețineți, care au avut un rol sau altul în avizarea acestui proiect și împreună le-am spus: suntem în aceeași barcă, doar împreună putem reuși. Mulțumesc, Mircea, pentru acel efort, ca să nu mai vorbesc de acum de rolul decisiv și covârșitor ca secretar general al Guvernului pentru a descălci multiplele ițe încurcate ale procedurilor tehnice, de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, de la actualizarea lor, de la exproprieri, e grămadă de alte probleme fără de care, repet, n-am fi reușit. Mircea Budean, îți mulțumim și te invităm să iei cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule primar, distinși și invitați, stimați colegi, dragi clujeni. Sunt foarte mândru că am ajuns la această etapă și cred că sunt unul dintre puținii oameni care știe ce eforturi s-au făcut pentru a ajunge astăzi aici. Menționat domnul primar doar o parte dintre eforturile pe care echipa pe care o conduce și împreună cu toți cei care au o contribuție la acest proiect le-au făcut. Sunt mult mai multe și nu are sens să le detaliem aici. Important este ca oamenii să știe că la Cluj există o echipă dedicată
și că împreună autorități locale, Guvernul României, cu sprijinul fondurilor europene, cu sprijinul europarlamentarilor, reușim să facem lucruri bune pentru oameni. Nu doar vorbim, ci iată că se și întâmplă aceste proiecte. Clujul are, după cum menționam, proiecte strategice de peste 4,5 miliarde de euro, finanțate din bani europeni și cu sprijin guvernamental, proiecte care, iată, se materializează. Săptămâna trecută am avut spitalul regional, astăzi avem centura metropolitană, urmează metroul și toate celelalte proiecte mari de infrastructură care nu fac decât să îmbunătățească calitatea vieții din Cluj, din Transilvania și să dovedească încă o dată că împreună putem face lucruri bune. Mă bucur foarte mult că am ajuns aici, sunt convins că mai este mult de lucru. Cu siguranță voi fi alături de echipa domnului primar Emil Boc și a tuturor celor care se zbat pentru acest proiect pe mai departe, indiferent de poziția pe care o voi ocupa. Vreau să-i felicit pentru tot efortul pe care îl fac, pentru că, repet, este o muncă incredibilă în spatele acestei inaugurări, să-i spunem, de lucrări și în spatele tuturor proiectelor Clujului. Iar munca se face de către oameni dedicați, loiali și care demonstrează în fiecare zi că merită încrederea clujenilor. Vă mulțumesc, vă felicit! Mulțumesc, domnule secretar general al Guvernului, pentru că trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului. Fără guvern, fără Guvernul României și fără miniștri și fără direcția de specialitate din Ministerul Transporturilor, aceste lucruri nu s-ar fi putut realiza. Astăzi suntem aici pentru că oameni cu viziune, precum domnul ministru Bode, domnul ministru Grindeanu, domnul ministru Boloș, și sperăm ca și domnul ministru Boloș să ajungă pe parcursul evenimentului de astăzi, fără oameni ca și Cristian Pistol, care este directorul direcției, directorul Companiei de Infrastructură Națională a României, fără acești oameni noi nu am fi putut reuși. Spun asta pentru că domnul Boloș împreună cu domnul Bode au fost acei miniștri care ne-au asigurat includerea în PNRR a centurii metropolitane, iar după aceea, după ce a fost scoasă din centura metropolitană, după ce a fost scoasă din PNRR, ne-au asigurat cadrul legal și financiar să putem totuși merge cu proiectul acesta mai departe și să fim astăzi în situația de a putea deschide lucrările la tronsonul 1 al centurii metropolitane. Fără, repet, fără domnul Bode și fără domnul Boloș, aceste lucruri n-ar fi fost posibile. De asemenea, aceste lucruri n-ar fi fost posibile fără implicarea directă a domnului ministru Grindeanu. Trebuie să fim corecți cu istoria și să spunem că fără un om cu viziune ca domnul Grindeanu n-ar fi ajuns astăzi să deschidem lucrările la centura metropolitană. A fost omul, ori de câte ori am apăsat pe un telefon, am solicitat o întâlnire, am cerut sprijin, am cerut o soluție tehnică, am cerut ca autoritățile sub ordinea domniei sale să ne sprijine, n-a spus decât prezent, și să se miște lucrurile în România pentru că e în beneficiul tuturor românilor. De la distanță vă salut și vă mulțumesc, domnule ministru Grindeanu. Astăzi însă am onoarea și plăcerea să avem alături de noi pe omul direct implicat pe care l-am deranjat de atât de multe ori și în numele clujenilor vă mulțumesc și îmi cer scuze în același timp, domnule director Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Infrastructură Rutieră din România, pentru că fără dumneavoastră și echipa profesionistă din spatele dumneavoastră n-am fi reușit să ajungem aici. Și nu vreau să enumăr câte probleme tehnice, de la avizare până la indicatori tehnico-economici, de la expropieri până la soluții de finanțare, de la comisii care să fie programate din timp ca să putem ajunge la faza aceasta. Toate aceste lucruri dumneavoastră le-ați făcut posibile în parteneriat cu colegii de la Cluj, de la Primăria Florești, de la Consiliul Județean, pentru că astăzi să fim aici. Așa că, în numele clujenilor, vă mulțumesc sincer și cu drag pentru ce ați făcut. Vă invit să vă adresați colegilor noștri și sunt convins că știți bine greul de-abia acum începe ca să ducem la bun sfârșit acest proiect. Domnule Cristian Pistol, vă mulțumim nu numai pentru centura metropolitană, ci și pentru implicarea în celelalte proiecte ale zonei noastre pe care, dacă timpul vă permite, vă rugăm să le menționați. Domnule Cristian Pistol, aveți cuvântul. Distinse domnule primar, stimați invitați, doamnelor și domnilor, mă bucur astăzi să fiu alături de dumneavoastră la demararea lucrărilor pe centura metropolitană Cluj. Este un sector scurt, dar este un început foarte important pentru că acest tronson practic face legătura pe o infrastructură modernă cu trei benzi pe sens între Florești și municipiul Cluj. Pe de altă parte,
dați-mi voie să apreciez modalitatea în care s-a derulat acest protocol de colaborare între CNAIR, Ministerul Transporturilor, CNAIR și unitățile administrativ-teritoriale. Am văzut o implicare deosebită a acestora în realizarea acestui obiectiv de investiții și îmi doresc să văd asemenea protocole duse la bun sfârșit, începute și duse la bun sfârșit de către toate unitățile administrativ-teritoriale. În același timp vreau să vă menționez că în momentul de față avem aproximativ 100 de protocoale semnate cu UAT-uri care încep să prindă muguri. În ceea ce privește investițiile pe care le avem la nivelul municipiului Cluj și zonei metropolitane, aș menționa pasajul de la Jucu, care în momentul de față are desemnat un câștigător. Urmează ca în această perioadă să așteptăm eventualele contestații, iar dacă acestea nu se vor materializa, atunci vom proceda la semnarea contractului de proiectare și execuție. De asemenea, în perioada următoare vom definitiva indicatorii tehnico-economici pentru alt pasaj de nivelat la Baciu, în zona Baciu. Mă refer aici la legătura pe DN1F. Totodată avem și alte investiții, practic în județul Cluj continuă investițiile demarate anterior și îmi doresc să le văd și finalizate. Mă refer la drumul de legătură de la Tureni, care în momentul de față se află în faza de execuție cu un progres fizic de aproximativ peste 30%. Mă refer la faptul că în perioada următoare urmează să închidem și ultimul tronson cu tunelul de la Meseș pe autostrada A3, astfel încât practic toată această autostradă ori este în faza de exploatare, ori în faza de proiectare și execuție, ori va fi cu semnat contract urmând a intra în faza de proiectare. Totodată, aceste investiții sunt absolut necesare pentru conectarea României, pentru dezvoltarea ei și consider că orice investiție în infrastructura rutieră nu poate să aducă decât un factor de multiplicare mare în economie. Mă bucur să văd că administrațiile locale încă o dată își fac treaba foarte bine, ne ajută și pe noi prin creșterea capacității administrative. Iar de asemenea apreciez modalitatea în care domnul ministru Grindeanu, domnul ministru Boloș și premierii României au înțeles necesitatea dezvoltării acestei infrastructuri și finanțează și fac toate eforturile necesare continuării acestor proiecte vitale pentru România. Vă mulțumesc! Și eu vreau să vă mulțumesc încă o dată, domnule director, pentru că împreună cu Guvernul României, cu dumneavoastră și cu miniștrii pe care încă o dată vreau să menționez, domnul ministru Bode, domnul ministru Grindeanu, domnul ministru Boloș, ați făcut diferența la Cluj. Doar dacă ne uităm la ceea ce urmează, la sfârșitul anului viitor, acest tronson prim al centrului metropolitane Cluj-Florești va fi gata, cu extinderea la 6 benzi, cu bandă dedicată pentru transport în comun, cu intrare specială la Spitalul Regional de Urgență, cu pistă de biciclete și cu transport public dedicat, repet, pe această rută Cluj-Florești, atât de aglomerată din România. De asemenea, anul viitor, în februarie, va fi gata conexiunea Clujului la autostradă, așa cum ați menționat, pe la Tureni, astfel încât tirurile nu vor mai veni până aici, la Nădășel, să vină prin Baciu, după aceea prin Cluj, să ne aglomereze orașul, ci vor cobori pe la Tureni, vor merge pe centura Apatida Vâlcele și de acolo mai departe spre Bistrița sau Baia Mare. Sunt lucruri importante pentru Cluj. Urmează în următoarele 30 de zile metroul să deschidem lucrările, de asemenea depunerea proiectului pentru trenul metropolitan și continuarea lucrărilor la ceea ce înseamnă Cluj-Oradea, electrificarea caie ferată. Dragi clujeni, sunt peste 4,5 miliarde de euro aici la Cluj în această infrastructură care se face astăzi. Nu povești, nu studii de fezabilitate, nu licitații, ci lucruri concrete care se întâmplă în teren. Ne-am bucurat să auzim faptul că Guvernul României a răspuns nevoii noastre și ca un drum expres Cluj-Dej de 70 de km de 4 benzi să fie la faza deja de identificare a câștigătorului licitație pentru studiul de fezabilitate, pentru ca pe această arie din nou traficul să fie decongestionat, iar noi să finalizăm la toamnă park and ride-ul de la aeroport pentru a putea ca cei care vin pe cale rutieră să lase mașina la intrare în Cluj și să aibă transportul public la dispoziție, pentru că asta e viața la oraș, în primul rând transport public de calitate și performant. Acum, să știți că noi cei care am vorbit astăzi n-am fi reușit nimic
fără cei care lucrează zi de zi la proiecte, cei care pregătesc proiecte, cei care conduc direcțiile de specialitate din Ministerul Transporturilor, din Consiliul Județean, de la Primăria din Cluj. Și aici vreau în mod special să adresez niște mulțumiri speciale domnului director Virgil Poruțiu, directorul tehnic al Direcției Tehnice din Primăria Cluj-Napoca, și oamenii știu de ce aplaudă. Merită aceste aplauze pentru că împreună cu echipa domniei sale de la primărie și cu toți colegii din primăria, din Cluj, din Florești, de la Consiliul Județean, cu cei de la Minister, am descălcit încălcitele cărere ale domnului în administrația din România pentru ca proiectele acestea să se întâmple. Repet, când vorbești de 4,5 miliarde de euro, vă dați seama că aceste lucruri se întâmplă de la sine. Mulțumesc, domnule director Poruțiu, pentru dedicare, implicare și vă doresc să aveți aceeași putere și determinare împreună cu colegul Bochi și cu ceilalți din primărie și din celelalte structuri administrative. Dar, evident, mai rămâne cineva să facă și lucrarea. Am făcut proiectul, am adus banii, am câștigat licitații, dar cineva face lucrarea. Acel cineva care face lucrarea este antreprenorul general, asocierea ViaRom Electrogroup, o firmă care a demonstrat în România că știe să facă lucrări de performanță și ne bucurăm că avem un asemenea constructor la acest prim tronson al centurii metropolitane. Și din această perspectivă aș vrea să invit pe reprezentantul asocierii ViaRom Electrogroup să prezinte punctul de vedere al constructorului la acest tronson important din centura metropolitană. Domnule director, aveți cuvântul. Bună ziua, mă numesc Harald Braun și am deosebită onoarea să reprezint consorțiul care a câștigat această lucrare, ViaRom Electrogroup. Pot să vă asigur că este foarte adevărat ce a zis domnul primar, s-a depus în ultimele luni un deosebit efort ca să ajungem astăzi să putem lucra aici. Este foarte clar a transforma o viziune în betoane și asfalt, începe acum, este obligația constructorului. Constructorul nu este aici de a vorbi, constructorul este aici de a construi împreună cu partener și pot să vă asigur, asta facem. Eu zic, este un semn foarte frumos. Avem soare în față și avem astăzi puțin vânt din spate. Și așa o să finalizăm această lucrare. În primul rând. Mulțumesc frumos! Așa fac toți constructorii serioși. Vorbesc puțin și fac mult. Așa să cu peste tot în România și vă felicit pe dumneavoastră pentru câștigarea acestei licitații și pentru implicare. Am omis în prezentarea mea să fac o precizare cu privire la un coleg al nostru din primărie, care în calitatea lui de șef al fondurilor europene și în prezenta calitate de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene a fost acela care a asigurat cadrul de implementare a acestui program din perspectiva legalității și a asigurării cadrului de implementare. Domnule secretar de stat Ovidiu Câmpean, mulțumindu-vă pentru prezența la Cluj, dar mai ales prezența la Cluj, că acum este secretar de stat, dar mai ales pentru implicarea constantă împreună cu domnul viceprimar Dan Tarcea ca acest proiect să prindă contur. Îmi amintesc cât de mult ați lucrat cu domnul viceprimar Dan Tarcea să integrăm proiectul centurii metropolitane, să integrăm pistele de biciclete, să integrăm coridorul verde-albastru de pe malul Someșului. N-am vorbit despre el, dar urmează să se implementeze și acesta în parteneriat cu Gileu, Floreștiu, Clujul și Apahida, un coridor verde pietonal de aproape 70 de kilometri pe malul Someșului, unde pistele de biciclete se vor integra cu centura metropolitană. Și aceste lucruri, repet, au fost posibile pentru că oamenii aceștia au mers aici în teren, au studiat detaliile și au venit cu proiecte. Le mulțumesc încă o dată domnului viceprimar Dan Tarcea și, în ultimul rând, domnului secretar de stat Ovidiu Câmpean, pe care îl invit să se adreseze colegilor noștri. Vă rog, colegii. Azi am mulțumesc mult pentru invitația la acest eveniment. Eu mă bucur să văd că mare parte din proiectele prevăzute în planul de mobilitate urbană durabilă al zonei metropolitane Cluj intră în implementare, sunt finanțate din fonduri europene. La nivel național, pe perioada 2014-2020, ne apropiem de o absorție a fondurilor europene de 100%, iar municipiul Cluj-Napoca a contribuit din plin cu proiectele pe care le-a implementat la această absorție istorică a fondurilor europene. Centura metropolitană, alături de metrou, trenul metropolitan, dar și alături de proiectele de pietonalizare, de realizare a malurilor Someșului, de modernizarea transportului în comun, rezolvă pe termen lung mobilitatea în oraș și în zona metropolitană. Și pentru asta, sigur, nu pot decât să-i felicit pe colegii de la primărie pentru munca
constantă pe care au depus-o pentru realizarea acestor proiecte. Vă mulțumesc încă o dată și să ne vedem cu bine și la următoarele proiecte. Mulțumesc, domnule secretar de stat, Ovidiu Câmpean. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mergem la panoul acesta, foarte pe scurt, pentru cei care doresc să vadă exact cum va arăta acest proiect al Centrului Metropolitan, să aveți o imagine despre ce am discutat până acum, după care vă vom invita la momentul acesta de deschidere oficială a lucrărilor, marcând printr-un moment simbolic prima cupă de lucru și prima lopată în teren. Deci, dacă doresc să vedeți mai aproape, aici, practic, aveți imagine a ceea ce înseamnă drumul cu 6 benzi, de la 4 la 6 benzi. Aici puteți să vedeți banda dedicată pentru autobuz. Aici sunt pistele de biciclete, aici este banda dedicată pentru autobuz din partea cealaltă. Deci, v-am spus, 290 de curse, peste 38 de autobuze care sunt zilnic pe această rută, nu vom mai fi traficul de astăzi pe care îl avem, acesta prezent și vedeți, ci vom fi pe banda dedicată de transport public. Tot această bandă de transport public dedicat vom avea salvarea. Ambulanța care se ajungă direct la Spitalul Regional de Urgență. Pe unde va ajunge? Aici vă puteți vedea mai bine circulația. Aici este acest pasaj de 58 de metri pe care îl vedeți aici, da? Iar aici aveți circulația pe dedesubt, se va opoli și se va intra la Spitalul Regional de Urgență, astfel încât nimeni dintre cei care merg în Corești mai departe, cu Cilău, cu Fenic, să nu aibă probleme de trafic. Ei își continuă drumul peste acest pasaj, peste acest pont de 58 de kilometri care asigură conectivitatea, circulația pe dedesubt asigură intrarea la Spitalul Regional de Urgență. Care jucat de urgență pe care aveți aici în imagine, aici va fi pasat exact în partea aceasta și aici am să luci imagine cu benzile dedicate de transport în comun și cu cele pe care le puteți observa. Vedeți? Piste de biciclete pe ambele tronsoane, pe ambele rute, Cluj, Florești, Florești, Cluj, inclusiv de acest tronson și conectarea acestor piste de biciclete atât cu centrul metropolitan, tronsonul 2, cât și cu coridorul verde pietonal de pe malul Someșului, o viziune integrată de dezvoltare. Deci de aceea acest tronson este extrem de important pentru Cluj, pentru că decongestionează traficul de pe cea mai aglomerată rută de transport din România prin crearea de benzi dedicate pentru transport în comun doar pentru autobuz, fără să luăm din benzile existente și de asemenea de a oferi, așa cum am spus, acces la cel mai important spital din Cluj, Napoca și de centrul din Transilvania, Spitalul Regional de Urgență. Cam asta, dacă constructorul dorește să mai adauge ceva, dacă am uitat ceva important din cele spuse, dacă nu, putem merge mai departe. Acum, noi să vă invităm simbolic să participați la evenimentul de deschidere a șantierului pentru Centura Metropolitană cu Comisiunea Constructorului, cu contractului ca la sfârșitul anului viitor această lucrare să fie finalizată și din 2026 să putem circula pentru visorul Cluj-Florești cu 6 benzi și cu 4 benzi care avem acum. Iar în 2027, când va fi gata Spitalul Regional de Urgență, noi să avem un an înainte finalizat accesul la Spitalul Regional de Urgență. Vă mulțumesc! Vă invit acum, dragi colegi, în ordinea pe care am următorul primar Primariu, pentru că se de acasă, m-a ajutat domnul primar cu fundal de... Pe cealaltă parte. Dar în numele ce-am față. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Mulțumim că ai stat în soarele ăsta 44 de minute pentru a fi alături de noi. Prima cupă, Doamne ajută, să fie un ceas bun.